găsit, suntem în a doua oră de dezbatere, 20,68% prezență la această oră. Asta înseamnă că peste 3.700.000 de cetățeni au votat și o cifră interesantă pentru București, 21,61%, asta știindu-se din alți ani, bineînțeles, că cei din București sunt ceva mai leneși. Ei, uite că nu s-a mai întâmplat așa. Dar dacă facem o comparație cu cifrele din alți ani și cifrele de la europarlamentare, am fi cumva în parametri. Plus că e firesc să existe o miză importantă, vorbim despre cele mai importante alegeri până la urmă, cele prezidențiale. Și pentru a afla ultimele date de la Biroul Electoral Central, intrăm acum în legătură directă cu colega noastră Emma Stoica. Emma, te ascultăm. Bun găsit! Într-adevăr, conform ultimelor cifre, în momentul de față, 25% dintre alegători și-au exprimat votul în țară. Aproximativ 4.500.000 de alegători în România au votat până la această oră. Asta înseamnă că, într-adevăr, este o prezență record dacă ne uităm la ultimele alegeri prezidențiale din 2014. De asemenea, dacă privim județele în care s-a votat cel mai mult, în top sunt Ilfov, Brașov, Constanța și Cluj. Rămân județele în care s-a votat cel mai mult chiar și la această oră. În partea de jos a clasamentului găsim Satul Mare, Covasna și Vaslui. Dacă ne uităm și pe urban și rural, dacă analizăm puțin, vedem că în zona de urban s-a votat mai mult până la această oră, mai exact 21,16% până la ora 1 reușiseră să voteze în România. Privim puțin și în diaspora pentru că este prima oară când românii pot vota pe parcursul a 3 zile, este a 3-a zi de vot. În momentul de față avem peste 434.000 de români care au reușit să voteze. Doar astăzi au reușit să voteze mai bine de 130.000 de români în diaspora, acolo unde s-au deschis în acest an, la aceste alegeri prezidențiale, mult mai multe secții de votare, mai exact 835 de secții de votare. Dacă privim puțin în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în 2014, în primul tur, sunt de 3 ori mai multe secții de votare în diaspora. Se actualizează din minut în minut aici la Biroul Electoral Central și online aceste cifre și vom reveni cu mai multe detalii. Da, e o creștere foarte mare. Noi aveam datele de la 1 de 20,68% prezență și acum la ora 2 avem deja 25,6%. Asta înseamnă că a crescut prezența cu 5%. Da, și diferența dintre, cu toate că perioada asta avantajează mediul rural, acum diferența între mediul urban și mediul rural este de aproape 1.000.000 de voturi. Deci la ora 2, ceea ce aproape sigur până la sfârșitul zilei vom avea o diferență între urban și rural de peste 1.500.000, în opinia mea. Asta e foarte tare. Deci o prezență susținută, o prezență consistentă la urne. Foarte solidă și cu o prezență puternică în mediul urban. Și trebuie să spunem acest lucru, Biroul Electoral Central până acum în foarte bună formă. Deci au actualizat aceste date în timp real. În timp real, da. Le poate găsi toată lumea. Transparență. Când ajungi la vot, dai buletinul, te caută pe tabletă, astfel încât, practic, tu automat apare în sistem că ai votat. Deci e foarte simplu, chestiunea asta se putea face de mult. Eu aș vrea să-i felicit sincer pe cei din Cluj, pe cei din Ilfov și pe cei din Brașov, adică campioni la vot. Și București, 25,6. Și București și Constanța. Și Constanța stă foarte bine, în cifre absolute. Constanța stă chiar bine. Chiar bine. O surpriză o constituie anumite județe din sud, care erau în trecut campioane la prezență, dacă țineți minte, și la alegeri parlamentare și prezidențiale și referendum și așa mai departe, dar care, iată, acum nu sunt în primele 3-4, vrăsc ca procente. Pentru că dacă te uiți, 2-3 județe din sud abia fac ca număr total de votanți cât Cluj, să spunem. Sau cât votul din diaspora. Sau mai da, nu mai puțin. Interesant mai această tendință. Nu toate județele din sud, acum sunt anihilate. Tocmai pentru că lucrurile sunt atât de vizibile, atât de transparente și chiar foarte bine s-a mișcat Biroul Electoral Central. Putem să spunem că acele
situații bizare, cel puțin bizare, pe care le-am văzut în anii trecuți, de exemplu la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, al doilea referendum, acolo, da, cu morții pe liste, cu prezența aceea incredibilă, lucrurile astea în momentul 2000... Folosirea tehnologiei limitată. Asta zic, în momentul 2019 e puțin probabil să mai ai astfel de... Dacă vă uitați pe rețelele de socializare, nu-i așa, o să vedeți încă prezente comentarii de genul vecina mea moartă din 90, le-am spus de 3 ori, ea este încă pe listă. La 18,2 milioane de cetățeni pe listă, sincer să vă spun, ca sociolog, am mari dubii că au fost coșii ăia care... Da. E important, da, să nu voteze. Repet, după ce am văzut o distribuție a votanților maghiari cel puțin ciudată în europarlamentare, da, am din nou mari dubii asupra cinstei și rigorii exagerate pentru aceste alegeri. Sigur că remarc și eu că transparența în spațiu public și scandalurile sunt net inferioare în comparație cu orice alegeri de până acum. Nu mai avem mită electorală, nu mai avem autocarele, nu mai avem pungile de ulei, pungile de făină. Nu le mai vedem atât de prezente. Trebuie să remarcăm faptul că sunt ilegale acum. Adică, sunt și ilegale. Adică, am evoluat. Cu greu, dar uite că dacă le punem cap la cap... Ne bucurăm că am evoluat, ne bucurăm că am evoluat. Nu. Cert este că... Din punctul meu de vedere, toată această tehnologizare pe care o salut, ea a fost prezentă și în europarlamentare, parțial și în prezidențialele din 2014. Sigur, putea să vină de mult. Să nu uităm că au fost valuri necercetate ale cardurilor de alegător, nu se știe ce s-a întâmplat cu ele până la ora actuală. Am văzut două rânduri acasă. Și sigur că după ce se termină aceste alegeri, momentul de după ce se numără voturile, cred că este foarte mult mai important decât rezultatul și aș spune că este important sub aspectul raportului rural-urban și de unde sunt migranții, sub aspectul votului în străinătate, să nu uităm că aproape o treime din banii pentru aceste alegeri s-au dat pentru votul în străinătate și temele morale, de ce să nu voteze și românii din țară 3 zile, că până la urmă este dreptul nostru și ar trebui să avem cât mai mult timp să votăm. Și nu văd niciun fel de impediment în toată această poveste. Să vedem cât de mare este acest volum, că în diaspora acum s-au creat toate condițiile și să ne punem problema dacă sunt 4 milioane afară, de ce votează un singur milion și poate că ar trebui să îi aducem cumva pe oamenii aia mai aproape de vot. Să nu uităm că o mare parte din cei plecați sunt plecați din zona rurală și atunci noi avem o perturbare în ceea ce înseamnă prezența efectivă urban-rural și raportul de care ne minunăm acum, iată, mediul. Dar poate urban. Și pentru că mulți dintre ei nu merg cu forme legale. Asta e adevărul. Da, dar în străinătate, poți să votezi și ca turist, poți să votezi și pentru că te afli întâmplător acolo, dacă tot vrei poate să votezi. Nu știu. Nu, dar se întâmplă foarte multe lucruri cu cineva care pleacă în străinătate. Adică mie chiar, să știți că pentru mine e șocant faptul că avem, o să avem diseară aproape 600.000 de români care au votat în străinătate și comparând asta cu celelalte alegeri. Adică, într-adevăr, au existat niște oameni care au limitat dreptul de vot al cetățenilor români până acum. Asta este partea negativă a paharului. Foarte negativă. Adică în momentul în care vezi că ai avut 381.000 de votanți la europarlamentare și 377.000 în turul 2 la alegerile prezidențiale din 2014 și acum o să ai la sfârșitul zilei 600.000 spre 600.000 de voturi din străinătate, adică aproape dublu, mie mi se pare o mare problemă și asta doar din organizare, nu din ce nu s-a făcut nimic altfel. Acum vă pot spune că la o medie de migrație de 30.000 de cetățeni pe an, ori 5 ani, avem 150.000 care în plus, să zicem. Putem să-i aducem ca plus migrator. Dar totuși între mai și noiembrie nu există. Eu am auzit teoria asta că diaspora de ce are 3 zile și noi avem o zi. Nu e o teorie, este o realitate. Pe de altă parte, noi când vrem să votăm, din casă și până la secția de vot, facem de cele mai multe ori câteva zeci sau sute de metri. Pe când în diaspora sunt
români care merg uneori chiar și câteva sute de kilometri, sute de kilometri, pentru a putea vota. Iar dacă discutăm de marile centre românești, din Spania, din Italia și așa mai departe, acolo sunt în niște zone destul de restrânse, câteva sute de mii de români care au la dispoziție câteva secții de votare. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că e un câștig și pentru noi și pentru ei, faptul că au aceste trei zile. Pe de altă parte, diaspora. Ce înseamnă diaspora până la urmă? Înseamnă românii de la mine din Brăila, înseamnă românii din Bacău, înseamnă românii din Târgu Mureș, înseamnă românii din Ilfov și așa mai departe, care au plecat în ultimii ani din țară și muncesc. Unii dintre ei locuiesc, alții doar muncesc și în continuare vin foarte des acasă, în străinătate. Au fix aceleași drepturi civile, democratice ca și noi. Nu sunt nici niște cetățeni superiori, nici niște cetățeni inferiori. Cred că m-ați înțeles. Eu nu am spus ca ei să voteze o zi, ci am spus ca ei să voteze trei zile și în această... Mă referam la anumite dezbateri care au loc în spațiu public, asta începând cam cu 2009. Este acest discurs, nu-mi place chestia asta cu discursul urii, dar în fine, e un discurs anti-românii care locuiesc și care muncesc în străinătate. Noi nu suntem diaspora românească, nu este diaspora irlandeză din America. Pentru că diaspora irlandeză din America este diaspora, sunt irlandezii care s-au mutat acolo acum 100 de ani sau acum 120 de ani. Deci oamenii ăia, într-adevăr, poți să spui că își păstrează, se consideră în continuare irlandezi, păstrează tradițiile, obiceiurile și așa mai departe, dar sunt rupți în mare parte de țara mamă. Pe când la noi, să mă scuzați, românii ăștia au plecat, 85-90% dintre ei au plecat după Revoluție. Și de asta te și întreb, ca om care face consultanță, tu ce mesaj crezi că ar trebui să aibă un candidat la prezidențiale în epoca noastră? Ar trebui să-i îndemne pe români să considere o întoarcere în viitorii ani? Ar trebui să le dea asigurări că personalul diplomatic va fi de altă calitate și că vor fi mai bine reprezentați, sau că, nu știu, vor avea niște facilități în momentul în care se vor întoarce? Care ar fi cea mai bună abordare pentru românii noștri? Diaspora, într-adevăr, în ultimii 4-5 ani a devenit o prioritate pentru cam toți candidații la prezidențiale din România. Dacă o să vă uitați, toți au vorbit, inclusiv în această campanie, despre repatrierea românilor. Însă, noi trebuie să fim foarte, foarte clari. Românul ăla nu se întoarce doar pentru că situația economică l-a izgonit din România. Nu doar asta l-a izgonit din România. L-a izgonit, în primul rând, în modul în care autoritățile statului, în modul în care statul se raportează la el, cetățean. Modul în care bocancul statului îl calcă. Îți deschizi un business, îți vin trei controle într-o săptămână și al treilea zice, bă, nu ți-am găsit cu nimica până acum, dar trebuie să-ți dau o amendă că trebuie să fac planul. Chestiuni de genul acesta, pe care noi nu le putem îmbunătăți doar bătând din și pe care nu poate să le facă președintele, din păcate, pentru că nu le poate face președintele, pur și simplu. El nu are atribuțiunile astea, dacă stăm să ne gândim. El nu se ocupă de construcția de autostrăzi, nu se ocupă de pensii și salarii, poate să aibă un rol important, într-adevăr, să mobilizeze partidele. Dar drama, că vorbeați de mesaje din campanie. Drama este că niciun candidat, niciunul, nu a vorbit în această campanie de atributele prezidențiale. Politică externă, securitate, apărare, justiție. Atât vreau. Da? Din punctul meu de vedere, ceea ce poate face președintele, și mi se pare extrem de important, este să considere migrația o problemă de siguranță națională. Și să genereze politici și strategii de țară în care această problemă să fie, dincolo de discursul populist, chiar o problemă de siguranță națională, în care să vezi foarte clar cauzele, care nu se repete, economice, și aici vă pot spune punctual problema medicilor, cărora poți să le crești salariile cât vrei, dacă nu au speranța dezvoltării în această țară, nu vor rămâne, să facă din aducere de migranți o chestiune de interes național, cum se întâmplă și prin alte țări ale Europei, și o să, de curând, iată, Portugalia se deschide către migrație, o țară destul de asemănătoare nouă. Cred că, în ceea ce îi privește pe românii din străinătate, rolul președinte
președintelui este mai mare decât rolul guvernului din această țară, care are un departament, nu știu dacă mai e minister, pentru românii din străinătate. Președintele are ambasade, președintele are consulat, președintele până la urmă gestionează ceea ce interesează pe ei, acte, siguranță în locul respectiv. Dar personalul din ambasade, adică ambasadorul poate să fie bine intenționat, dar... Uitați, avem această problemă a Brexitului care, mă rog, bate creierii întregii Europe de 3 ani. Nu am văzut în spațiu public discuții prea serioase ale ambasadei noastre de problematica legată de problematica românilor de acolo. Iată, un vot consistent în Londra, sau, mă rog, în Marea Britanie pe primul loc. Pentru, la aceste alegeri. Și ei sunt interesați, sunt extrem. Avem Spania care se zguduie cu două comunități, cea din Madrid și Barcelona, consistente de români. Nu știm mare lucru. E o zonă care vrea să se rupă de Spania, să spunem adevărul. Pe ei cum îi influențează? Ce părere au ei? Dacă sunt sau nu în siguranță? Acolo au fost niște proteste de mare amploare. Și sunt, poate nici nu erau în siguranță. Sunt zone în Europa, zone cu români, în care nesiguranța cetățeanului e în creștere și ar putea să însemne o oportunitate de a păstra acești cetățeni, care chiar dacă nu se întorc în România, ei sunt o valoare adăugată, de a-i păstra în legătură cu țara. Ori, să fim serioși, înainte, fără de a le cere voturile și, sigur, familia, remitențele pe care ei încă le trimit în țară, noi nu avem o legătură reală cu oamenii aceștia. Nu, cred că ați văzut în acești 5 ani vreun sondaj ce vor românii din străinătate. Nu ați văzut, eu știu, organizații, nu a stat nimeni de vorbă când au fost, când au ieșit în stradă. Ori aici orice președinte este sau va veni sau așa, cred că are un rol major și am putea învăța de la alte state europene cum păstrează ei legătura cu diaspora. Chiar, ce ar trebui să facă președintele? Concret, ce are voie să facă și ce nu are voie să facă? Pentru că la noi această graniță dintre cele două chestiuni e puțin așa ștearsă. Tocmai pentru că am avut două tipologii de președinți, unul foarte implicat și, mă rog, două personalități complet diferite și de asta poate în momentul de față încă nu e clar pentru votant. Președintele în România poate să facă foarte multe lucruri pentru că este cel mai puternic om din sistemul, din structura statului. Este votat în mod direct și iarăși are niște atribuții și legitimitate, și legitimitate extrem de mari. Trebuie să spunem aici că toate instituțiile statului sunt, se încolonează în spatele președintelui și așa a fost din 90 și până acum. Deci nu există ministere mari, Ministerul Apărării, Ministerul de Justiție. Deci toate cumva, gândește-te, președintele își păstrează atributul de a numi în funcție judecători și procurori. Deci sunt multe lucruri pe care președintele poate face. Pe de altă parte, el poate să dea semnale, să impună teme de dezbatere. Orice temă pe care vine dinspre instituția prezidențială ajunge sus pe agenda publică. Deci, lucrurile... Pe agenda instituțiilor. Da, și pe agenda instituțiilor. Deci, hai să ne uităm doar la atribuția de șef al CSAT-ului. Iarăși, acolo este o zonă care se ocupă pur și simplu de securitatea României. Acolo sunt, exact cum spunea colega noastră de platou de aici, problema migrației. Poate să devină o problemă, o preocupare de siguranță națională. Și este firesc să fie așa, chiar susținut. Chiar ar merita să fie. Revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi. Da, o prezență peste așteptări. Am avut deja o prezență peste așteptări la alegerile europarlamentare. Acestea au și o miză mai mare, alegerile prezidențiale. Avem cifre oricum mai mari decât la ultimele alegeri, cele din 2014. Și noi am făcut un calcul, cam 5%, cu 5% crește prezența de la o oră la alta. Ceea ce este incredibil. Deci în segmentul ora, ce ora e acum? În segmentul 2, ora 14, ora 15, crește
5% sigur. Adică, deci ultimele date pe care le aveam noi erau 20,68, acum sunt deja 25,6. În ultima jumătate de oră au crescut cu 2%, adică avem 27%, acum aproape 27, 26,86 și cam atât ar trebui să crească, să, da. să ajungă la 50%, da, pentru ajunge, că mai sunt 6 ore, 7 ore de vot, deci se adaugă un 30%. Cred că o să depășim 9 milioane, adică se depășește sigur jumătate. Asta înseamnă, dacă se depășește, înseamnă că trecem de 60% pragul prin raportare la numărul, ceea ce este un succes, ținând seama de felul în care a funcționat în spațiul public această campanie. Și vreau să spun, în București au votat până la această oră 505.000 de oameni. La, nu știu ce la mine în sectorul 30%. Din, un interes, asta înseamnă că există un interes față de politică, față de alegeri. Aveai chiar o observație de acest gen, că după evenimentele, multe dintre ele tragice din ultimii ani, oamenii au început să se mobilizeze și să-și dea seama că e cu adevărat importantă această mobilizare și prezența lor în spațiul public. Au o opinie, oamenii au opinie, sunt și mai ușor, e adevărat, sunt și mai ușor victime știrilor false, pentru că ele au fost foarte multe și aici chiar avem internetul cu foarte multe capcane. Dar să știți că, apropo de știrile false, să știți că se minte, umanitatea se minte pe sine de la începuturile scrierii, da? Ne mințim în scris, ne mințim oral, ne mințim folosind radio, ne mințim folosind televiziunile, ne mințim folosind, evident, nu știu ce a spus de la începutul scrierii, că și mai înainte de scriere. Să avem dovezi. Discutam mai devreme despre anii 90. În anii 90 aveam așa, o televiziune publică, un radio public și mai bine de jumătate din presă a rodată la fel într-o anumită zonă politică. Erau câteva ziare, România Liberă, apăruse 22, care aveau o altă opinie. Amintiți-vă că tot atunci am avut niște meeting-uri în România de sute de mii de oameni, când a venit regele sau la celebrul meeting al Alianței Civice Cămășile Albe. Au fost sute de mii de oameni. Da? Adică informația la un moment dat se duce. Așa și acum. Informația reală, dacă vrei să o cauți, chiar în zoom-zetul ăsta, noi, anul ăsta de manipulări, reușești să o găsești. O găsești pe la Emilia Niseilă pe site, o găsești la B1. Dacă nu-ți place niciuna, nici alta, te muți pe alte televiziuni, nicio problemă. Și trebuie specificat că acum o găsești mult mai ușor. Exact. Față de anii 90. Ceea ce se schimbă însă, față de anii 90, este modul cum ne raportăm la politică, răbdarea. E ca în Marin Preda, timpul nu are răbdare. În anii 90, amintiți-vă că se spunea așa, doar a venit un nou guvern. Îl lăsăm 6 luni de zile, țin minte discuțiile de atunci, 6 luni de zile. Se auzea chiar de un an de zile de, în care să vezi cu adevărat ce poate să nu inclusiv să facă. Inclusiv sondajele arătau acest lucru și acum nu mai e valabil. Acum nu mai e valabil. Acum se schimbă guvernul. Vine guvernul și deja după, am auzit după 2-3 zile, critici, doar ce facă ea? Yeah. Și deja oamenii nici nu se mută, nici nu preluase, revine ministerele. E, chestiunea asta se întâmplă și, adică, inclusiv datorită acestei chestiuni, oamenii sunt interesați de politică și trăiesc mult mai intens. Cel care astăzi, că îmi spunea cineva, doamne, că un partid, dacă nu intră astăzi în turul 2, s-ar putea să fie afectat la legile din anul viitor. Nu, mai sunt 7 luni până atunci. 7 luni înseamnă foarte mult. Dar timpul... întotdeauna depinde de cifre, depinde cu cât pierzi niște alegeri, ce posibilități. Depinde trendul. Doar că trendul se poate inversa mai repede decât acum, în urmă cu un deceniu sau două. Dar ideea e că oamenii respectiv trebuie să facă și ceva, dacă merg... Da. Există o sensibilitate foarte mare la emoție. Să nu uităm că, de exemplu, anilor 90 a trebuit să se stea în piața universității vreo săptămână și ceva, s-a cântat, s-a nu știu ce, ca lucrurile să ajungă. Vorbim acum despre două ore. E foarte interesantă comparația, pentru că eu chiar vreau să vorbim puțin despre votul emoțional, dacă mai funcționează sau nu în România și dacă s-a nuanțat odată cu apariția... odată cu creșterea rețelelor de socializare. Încât avem puțin până la final și aș vrea să vorbim acum despre votul emoțional, care a funcționat foarte mult în alte dăți. Acum mai ai motiv să mergi pe considerente emoționale să votezi
sau situație destul de calmă. Am avut acele tragedii, am avut colectiv, am avut de curând tragedia din Caracal, am avut atât de multe chestiuni neclare, din păcate, care încă n-au ajuns, atât de multe cazuri care nici măcar n-au ajuns în instanță. Mai ai motiv acum, în ziua asta, să votezi emoțional? Votul emoțional nu se opune votului negativ sau pozitiv, ci se opune votului, dacă vreți, rațional și pe argumente. Atâta vreme cât votul sau la întrebarea de ce votez cu X, tu răspunzi pentru că îmi place și nu vreau să iasă ăilalți, ăla e vot emoțional. A. Când răspunzi pentru că și-a propus A, B, C utile pentru mine și F, D, X care de asemenea nu mă interesează sau nu sunt... Adică în momentul în care argumentul tău vine din pasiune, vine din reacție, din viscere, ca să zic așa, ăla este emoțional. Îți place de cutare și îl votezi, ăsta e... S-a generat emoție dacă, repet, și există ponder la fiecare, avem, dar important dacă această argumentație există majoritar ca determinant al unei acțiuni. Uh-huh. Și trebuie să recunoaștem că în genetica noastră afectele sunt prioritare pentru a genera un comportament. Cele mai multe lucruri pe care le facem în viață, nu le facem pentru că avem rațiuni și argumente, ci pentru că avem pulsiuni. Asta înseamnă că se votează în multe cazuri. Că în cazul Trump, de exemplu, e enorm de multă emoție, și pozitivă și negativă. În cazul Trump, în cazul Macron, în cazul absolut oricăror alegeri din lumea aceasta, discutăm despre o componentă puternică a votului emoțional. Și e foarte bine că este așa. Adică, până la urmă, nu suntem niște roboți, da? Nu ne îndrăgostim după niște chestii, după o formulă matematică. Da? Nimeni nu a găsit formula asta. Ori scuzați-mi, nu cred că cineva va găsi vreodată la nivel de fiecare om formula după care, pentru că dacă s-ar face chestiunea asta, dar o chestiune pe care am văzut-o pe Facebook și care îmi place foarte mult, nici nu știu acum este, apropo de votul diaspora, este că diaspora vine la vot pentru a plăti factura la gazele din 10 august. Se pare drăguță. Bun, o prezență la vot, o estimație? Da, o prezență final la vot, la sfârșitul zilei, va trece aproape sigur de 9 milioane, dacă se păstrează în acest dream, deci cumva peste 50%. Peste 50%. 50% ne luând în calcul votul din diaspora, care și ăla se pare că trece, vom avea 500.000 de voturi venite din diaspora. Deci cel puțin. Să depășim 60%. Da, se poate merge spre o depășire de 55%. Eu m-am oprit cu predicția la 60%. Am zis că între 55% și 60%, dacă se trece peste 60%, este un succes pe care personal nu mi-l explic. Deci o estimare simplă, undeva pe la 60% prezență la vot, vom vedea. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Până în punct aici discuției, rămâneți pe B1 TV. Avem și exit poll la ora 21. Pe tot parcursul zilei se vor vorbi despre vot, așadar urmăriți-ne. Rămâneți cu noi.